liceu, interne, Veronica la o sesiune de puțin, un pic, așa ca un triviu, cu vocea Veronica, e minunată. Mulțumesc, Diana. Oriunde aș putea deschide la întâmplare această carte și aș citi, de oriunde aș citi ar fi cu aceeași bucurie, dar mie dintre toate cele de pe lume cel mai mult îmi place să vorbesc și, și să citesc despre iubire. Și am ales momentul în care Albinuța își ia din lecțiile de la Fluturele Albe, care îi spune că dacă faci cu iubire ce înainte făceai cu efort, vei găsi calea către libertate. Doamne, ce mesaj pentru copiii de azi! Iubirea, se întreabă ea, și de unde se ia, unde poate fi găsită? Întreabă Leia, impacientată, agitându-și aripioarele. În inima ta, răspunse amuzat fluturele. Tot ce trebuie să faci e să o scuturi de gânduri și griji, să respiri lin și atent și să te asculți pe dinăuntru. Dar nu am făcut asta niciodată, șopti îngrijorată Albinuța. Ba da, cu toții știm să facem asta când venim pe lume, dar apoi învățăm de la ceilalți că sunt lucruri mai importante de rezolvat în viață și uităm. Vă regăsiți, nu? Tu cum de nu ai uitat, întreabă mirată Lea. Eu nu am timp să uit, răspunse Fluturele Albe. Viața este atât de scurtă încât am nevoie să păstrez aici și acum tot ce e important pentru mine. E datoria mea să celebrez fiecare clipă ce mi este dăruită. Este datoria și bucuria mea să cunosc cât pot de bine această lume minunată, care îmi este gazdă efemeră și pe care vreau să o răsplătesc cu tot ce am mai bun, și anume cu faptul că sunt. Super!